Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou clip pe acest canal. Eu sunt Florentin, iar în clipul de astăzi vorbim despre sezonul 2 al serialului Head to Head. Serial în cadrul căruia avem parte de foarte multe surprize, astfel încât în acest sezon 2 al serialului vom avea un nou giveaway, desigur. De data aceasta, giveaway-ul va conține un cont de FIFA Mobile de 100 overall. Acest cont puteți să îl vedeți foarte bine la ultima postare de pe Florentin _ YouTube, de pe Instagram, desigur. Acolo am pus o postare cu giveaway-ul și cu echipa, desigur, pe care o să o dau la giveaway. Haideți să vă explic eu cum vă veți înscrie la giveaway. Asta voi face în prima parte a videoclipului, iar în cea de-a doua parte voi vorbi puțin despre turneul de head-to-head din sezonul 2 al serialului și care vor fi participanții. În primul rând, clarificăm următoarea chestie: nu va exista o limită de vârstă pentru a vă înscrie la acest giveaway, la acest turneu. A doua chestie, puteți pur și simplu să participați cu echipele voastre, doar că puțin modificate. Haideți că vă explic rând pe rând ce trebuie să faceți. Începem frumos cu prima parte, giveaway-ul. Cum se va desfășura acest giveaway și cum se vor împărți procentele pentru a câștiga cineva? Ei bine, vom avea giveaway-ul acesta împărțit în 3 bucățele. Prima bucată va oferi 50%, deci 50% câștigătorului turneului de head-to-head. Celelalte 50% vor fi distribuite astfel. 25% vor fi distribuite câștigătorului giveaway-ului de pe YouTube, iar celelalte 25% vor fi distribuite câștigătorului giveaway-ului de pe Instagram. Da. Deci vom avea mai multe giveaway-uri într-unul singur. Hai să le ducem give, ca să nu mai mă complic eu. Bun. Dar cel mai important este că la toate aceste give-uri avem cerințele comune. Cerințe pe care le găsiți în descrierea acestui videoclip și pe care vi le și rostesc eu acum. Ca să terminăm cu prima parte și să trecem după aceea la a doua parte, la Instagram și la turneu în ultimă fază. Deci, cerințele sunt următoarele, foarte simple. Nu știu dacă trebuie neapărat să vă complicați voi prin a le îndeplini, pentru că sunt următoarele. Prima cerință este extrem de importantă, și anume să fiți abonați la acest canal și la canalul secund, Florentin Oficial. O să găsiți un link în descrierea acestui videoclip către canalul respectiv. Până acum eu zic că e foarte simplu, deoarece a fi abonat este absolut gratuit. Deci nu dați nici măcar un bănuț pentru a vă abona la un canal. Dacă doriți să dați bănuți, vă alăturați unui canal. Ăla se numește abonament cu plată, dar nu există o astfel de cerință. Ar fi absurd. Deci să fiți abonați pur și simplu la acest canal și la canalul secund. Asta e prima cerință. A doua cerință: să dați follow la florentin.gabriel.02, este pagina mea personală de Instagram, și pagina canalului este următoarea, florentin_YouTube. Deci astea sunt pentru Instagram. Așa, trecem mai departe, să apreciați acest videoclip și să îl distribuiți prietenilor. Aceasta e a treia cerință. Cea de-a patra cerință este să apreciați ultima postare de pe fiecare Instagram, deși de pe florentin.gabriel.02 și de pe florentin_YouTube sunt postări cu aspect de FIFA Mobile, ca să nu spuneți că au o altă circunstanță acele postări. De pe pagina mea personală este o postare cu un card creat de mine împreună cu Denis YouTube, în care m-am băgat pur și simplu pe mine în card, și pe florentin_YouTube este postarea despre giveaway. Deci asta trebuie să apreciați voi. Haideți să trecem la cea de-a cincea cerință, care este următoarea: să apreciați fiecare videoclip care va fi postat până în 23 decembrie din cadrul serialului Head to Head. Avem deja 4 episoade din serialul Head to Head. O să las link-uri în descrierea acestui videoclip de la fiecare episod și când apare un episod nou, tot așa, veți avea în descrierea episodului
link de la episoadele anterioare. Bun. Și ultima cerință este să fiți înscriși în grupul de Facebook FIFA Mobile 21 Oficial România, un grup în care eu sunt administrator și un grup foarte activ pe Facebook-ul din România și pe Facebook-ul din afară. Dar e un grup pur și simplu în care vorbim în română despre FIFA Mobile și este un grup unde mai fac eu anunțuri, deci ar fi bine să fiți înscriși în acel grup deja. Bun, am terminat cu cerințele astea, sunt toate cerințele. La urmă de tot, după ce le-ați îndeplinit pe toate, îmi trimiteți o poză pe pagina de Instagram a canalului, Florentin Underline YouTube, cu dovada, ca să știu și eu. Dar oricum, eu v-aș crede pe cuvânt, pentru că suntem de mult timp împreună, aproape 2 ani de YouTube. Bun. După ce ați făcut asta, puneți acolo un comentariu frumos cu particip și îmi lăsați Facebook-ul sau Instagram-ul, ca să știm și noi cine participă, da? Dacă nu îmi lăsați Facebook sau Instagram, în cazul în care veți câștiga extragerea de pe YouTube, o să vă las eu un răspuns la comentariul vostru în care vă întreb o adresă de mail, Instagram sau Facebook. Bun, am terminat cu prima parte a videoclipului, trecem la cea de-a doua parte, vorbim despre desfășurarea turneului de head-to-head, dar înainte de a face asta, suntem la pasul intermediar în care vorbim și despre extragerea de pe Instagram. Pe Instagram veți pune tot așa un comentariu cu particip și veți da tag, atenție, la alte 3 persoane. Deci în acel comentariu puneți particip, dați tag la 3 persoane și de asemenea puneți și postarea cu giveaway-ul la story. Deci astea sunt cerințele de pe Instagram, except incluzându-le și pe cele de pe YouTube. Deci trebuie să le respectați și pe cele de pe YouTube pentru a vă înscrie pe Instagram la give. Și acum, pentru a vă înscrie și la turneul de head-to-head, trebuie doar să respectați cerințele de pe YouTube. Deci, ca să vă înscrieți la head-to-head, trebuie să faceți cerințele de pe YouTube și odată ce le-ați făcut cerințele de pe YouTube, vă înscrieți și la give-ul de pe YouTube. Da? Deci, 2 într-unul, cum ar fi, în cazul în care câștigați și pe YouTube și pe și turneul de head-to-head, cam aveți deja 75%, nu prea sunt șanse să mai pierdeți extragerea. Ok, extragerea va avea loc pe 23 decembrie, să sperăm că mai creștem și noi în subscriber până atunci și în follow-uri pe Insta, pentru că cam acesta ar fi scopul unui give pe YouTube, pe Instagram sau pe orice altă rețea. Să crești, să devii mai cunoscut. Cam ăsta este scopul și de asta creez serialul ăsta împreună cu voi și dăm la fiecare sezon al serialului cât un premiu. Eu zic că sezonul 1 a fost destul de reușit și premiile au fost foarte bune, păcat că nu s-au înscris mai multe persoane, dar asta nu este nimic, acum vi s-a deschis o altă portiță și puteți să o primiți cu plăcere pe aceasta, pentru că e un cont de FIFA Mobile, 100 rating. Eu zic că nu e chiar atât de ușor să faci 100 rating după o lună de joc, decât dacă ai stat vreo 2-3 ore pe joc. Ok, hai să trecem acum la turneul ăsta de head-to-head. Deci ne aflăm în partea a doua a episodului de astăzi, cum participați voi la turneul de head-to-head. Pur și simplu, trebuie să îmi lăsați comentariu la o postare de pe grupul de Facebook FIFA Mobile 21 Oficial România. Postarea va fi on, va fi publică, începând din data de 6 decembrie, Sfântul Nicolae, ora 12. Deci la ora 12 mâine veți găsi o postare pe grupul de Facebook FIFA Mobile 21 Oficial România, în care eu vă cer screenshot-uri cu echipele și de asemenea să îmi spuneți dacă participați la acest turneu de head-to-head și dacă voi îmi spuneți acolo că participați, trebuie automat să veniți pe YouTube și să îndepliniți condițiile de aici pentru a vă înscrie. Bun. Cum va fi formatul acestui turneu de head-to-head probabil vă interesează și probabil vreți să știți încă de acum și cred că voi trimite lumea să vadă acest videoclip măcar de la minutul acesta 8 sau cât ne aflăm acum pentru a ști care este sistemul de desfășurare a turneului, ca să nu stau să explic la fiecare în parte. Deci sistemul este următorul. Vom avea sistem identic cu competiția europeană UEFA Champions League. De acolo m-am inspirat eu. Vom avea preliminarii, vom avea grupe și vom avea și un Final 8, probabil, sau ceva de genul. Vom avea niște sferturi, dacă nu mă înșel.
Da, probabil sferturi vor fi. Da, deci, haideți să vă explic în felul următor. Avem patru grupe, de la A la D. În fiecare grupă sunt deja calificați 6 băieți care au participat în sezonul 1 al serialului. Era și normal să fie calificați. În prima grupă mă aflu eu împreună cu Yanis. În grupa a doua se află Mihai Daniel, parcă. Ok. În grupa a treia se află Eduard și cu Alex. Iar în grupa a patra se află Daniel. Cam astea sunt grupele, deci în grupa a întâi mai sunt 2 locuri disponibile, în grupa a doua mai sunt 3 locuri disponibile, în grupa a treia mai sunt 2 locuri disponibile, iar în grupa a patra încă 3 locuri disponibile. Vom avea preliminarii pentru acele locuri. În preliminarii sunt calificați deja niște băieți care au mai făcut parte din acest proiect frumos al serialului Head to Head. În prima ediție a serialului, care încă nu este publică pe YouTube, dar va fi publică după sau chiar în același timp cu sezonul 2, va fi cât un episod și din sezonul 3, care este deja filmat din sezonul anterior de FIFA Mobile. A fost ceva super mișto atunci, ediția aceea specială. Deci trebuie să vedeți și acele momente. Bun. Deci chestia e că sunt niște băieți calificați în play-off-ul competiției. Play-off-ul este mai slab decât grupele cotat. Bun, dar voi, care nu v-ați înscris până acum la niciun turneu de head-to-head organizat de mine, veți fi trimiși în turul 2 sau turul 3 preliminar, după care vă veți califica în play-off. Dacă câștigați play-off-ul, intrați într-una din grupe prin tragere la sorți, bineînțeles. Cum vă veți construi echipa pentru a participa în fiecare din fazele competiției? Vă spun acum. În preliminarii, echipa voastră va trebui să aibă 85 rating maxim. Vedeți voi cum schimbați poziția la jucători sau cum faceți ca să aveți 85 rating maxim. Și, de asemenea, 85 overall maxim, dar trebuie jucătorii din acea echipă să fie între 78 și 90. Deci între 78 și 90 să fie jucătorii echipei respective. Să nu băgați jucători de 50-60, la asta mă refer. De asta am pus între 78 și 90. Trecem în grupe. În grupe, echipa maximă este de 90 rating și jucătorii echipei respective să fie între 80 și 90. Iar în final, în faza finală a competiției, echipa va fi maxim de 95 rating și jucătorii să fie între 80 și 92. Cam asta ar trebui voi să știți despre această competiție. Eu sper că vă veți înscrie în număr cât mai mare ca să facem ceva frumos pe această platformă și serialul Head to Head să devină un serial de excepție pe YouTube și poate va fi și promovat mai departe. Acesta este primul serial din istoria jocului FIFA Mobile și sper că îl voi realiza, să zicem, exemplar împreună cu ajutorul vostru, dragi abonați. Suntem 5.050 de oameni pe acest canal, deci din aproape 5.100 de oameni trebuie să ne strângem, hai să zicem, măcar 50 ca să facem un turneu frumos cu preliminarii, cu toate cele. Știu că se poate, premiul este pe măsură și eu zic că merită să facem ceva frumos, măcar așa, de sărbători. Deci pe 23 decembrie va fi extragerea. Cât despre meciuri, când se vor disputa preliminariile, când se vor disputa grupele, când se va disputa faza finală a competiției, mai vorbim pe grupul de mes pe care îl voi crea imediat după ce se înscrie mai multă lume, deci mai ne auzim pe acolo. Eu cam asta am avut de zis în acest videoclip, vă doresc mult succes atât pe YouTube, atât pe Instagram, cât și pe turneul de Head to Head sau la turneul de Head to Head. Să câștige cel mai bun jucător la Head to Head, asta am avut de zis, și să câștige pe YouTube și pe Instagram omul care are cel mai mult noroc la astfel de premii, la astfel de concursuri. Până la marea extragere din 23 decembrie, care să sperăm că va fi pe un live stream, toate cele bune, aveți grijă de voi, vă aștept la acest nou sezon al serialului.
ca să construim ceva frumos pe această platformă. La revedere!